Câteva dintre cele mai importante verbe neregulate din engleză, grupate după sonoritate. Grupa a șasea. Aceasta este o structură sonoră ușor de învățat, de tipul I, au, au. O mică șmecherie aici este să pronunțăm forma a doua și a treia a verbelor, în loc de au, au, un a curat, să fie un pic au. În general, în engleză, orice au este pronunțat de americani au. Ziceam Now, acum, sau uh, uh, am mai spus în lecții trecute, town, sau um, uh, down, jos, sau um, spunem downtown, în centru. Okay? Deci în loc de au, putem pronunța un pic mai au pentru a suna mai interesant, mai aproape de pronunția americană, pronunția nativă. Hai să folosim această structură I, au, au la următoarele verbe. To bind... Bound, bound înseamnă a lega sau a se lega. Și în sensul concret, și în sensul abstract. Concret, bind your shoelaces. Legăți și returile. Shoelaces, lace, și ret, shoelaces, și returi. Bind your shoelaces. I bound myself to do this. În sensul abstract, to bind oneself înseamnă a se lega, a se angaja, a promite. I bound myself. Am promis, m-am legat să fac asta. I bound myself. Putem înlocui cu promise. I promised to do this. Sau mi-am promis, I promised myself to do this. It was bound to happen. It was bound to happen. Trebuia să se întâmple, era imposibil să nu se întâmple. Așa a fost, a fost legat, a fost menit să se întâmple. It was bound to happen. Era inevitabil. Substantivul este bond, legătură. James Bond înseamnă de fapt James legătură. James Bond. Deci bond legătură. A strong bond o legătură puternică. Dar verbul este to bind, to bind, bound, bound, a lega, a se lega. To find, found, found, a găsi. We have to find a solution. Trebuie să găsim o soluție. I found a solution. Am găsit o soluție. The solution was found by us together. Soluția a fost găsită de noi toți, de noi împreună. To find, found, found. A găsi. To grind, ground, ground. A măcina sau a toci. Grinder, ca substantiv, înseamnă râșniță. Dacă tu grind, a măcina, grinder, cel care uh, macină, deci râșniță, grinder. Coffee grinder, de exemplu, râșniță de uh, râșniță de cafea sau pepper grinder, râșniță de piper sau salt grinder, râșniță de sare. Please grind the coffee. Te rog, râșnește cafeaua. I ground the pepper. Am râșnit piperul. Forma a treia ground poate fi folosită ca și adjectiv, ca și caracteristică, este un participiu. Ground, măcinat. Ground coffee. Putem vedea pe pachetele de cafea și asta înseamnă cafea măcinată. Iar dacă vedem coffee beans, înseamnă boabe de cafea, înseamnă că nu e măcinată. Bean, beans, boabe. Coffee beans sau ground coffee. To grind, ground, ground. A măcina sau a toci.